Bine ați venit pe canalul meu. Haideți astăzi să vă arăt cum să facem biscuiți Oreo în joc. Și nu uitați, dacă vreți să vedeți și alte jocuri, clipuri frumoase, amuzante, o să vă pun link-ul în descriere să vă uitați și pe motonelul și puiuletele. Așa. Și unde găsesc link-ul? În descrierea acestui joc, știu ei că au văzut. Așa, deci să facem biscuiți Oreo cu cremă, nu? Cu cremă, cremă. Uite, aici avem ingredientele. Da. Da. Și pe masa de lucru au apărut primele, întâi tăiem ciocolata, cățele. Ia să dau sonorul, cred că e muzica prea, numai puțin. E ok muzica. Hai să tăiem ciocolata. Tăiem ciocolata aia în bucățele. Așa. Cuțitul ăsta cred că trebuie ascuțit. Luăm bucățile de ciocolată și le punem frumos într-un vas. Așa, uite, vasul deja pregătit. Aici albăstreala asta, nu știu ce este, dar e bună la... apă. Da, că trebuie pus la belmarin. Și toate asta, dăm întâi drumul la plită, văd că zice. Trebuie să pun... Așa, să încingă plita. Trebuie să topim ciocolata pe baie de abur, da? Bun. Și mestecăm. Mestecăm, mestecăm. Deja îmi plouă în gură când am auzit de ciocolată. Așa, mai departe. S-a topit ciocolata. Ia să vedem ce avem. Uite biscuiții. Uite aici. Îi decorăm. Ia să vedeți ce frumos se decorează. Ia. Foarte drăguț jocul, că am văzut că vă plac dulciurile și m-am gândit să vă îndulcesc și cu biscuite Oreo. Făcut de mine așa în joc, ia uite. Tati, vrei și tu un biscuit de Oreo? Nu face poftă. De că mai am depus decorațiuni la biscuiți. Pac! Așa, mai trebuie ceva? A, uite, niște Bobo. Bobo! Am pus și Bobo. Uite, ceva alb acum. Ca să iasă o pată de culoare. Și ochișorii. Ia să vedeți. Uite și ochișorii. Am pus și ochișorii la biscuiți Oreo. Da, păi ăsta... Ăsta are și coif și ochi. Da, tati, e și năsuc așa. Uite, că e și cu năsuc. Uite ce drăguț e. Ia, fiți atenți ce drăguț. Nu că e frumos? E super. Acum îi luăm frumos. Îi punem aici pe farfuria asta deja pregătită. Pe farfuria asta, mă rog. Și băgăm la frigider. Și stă acolo, cică, 10 minute mai târziu. Scoatem farfuria, dacă o mai găsim un frigider întreagă. Am pus-o pe masă. Uite, biscuiții! I-am făcut, tati. Păi chiar sunt doi, unul tu, unul eu, îi împărțim frățește și dacă aveți mai mulți frați, acolo câte un pic, o bucățică,
Să prindă fiecare, nu? Da. Ia, să mai jucăm. Că acum trebuie să mai amestecăm milk. Milk, da. Cu unt. Milk cu unt. Deci am pus într-un bol de mixer, uite, untul. Amestecăm untul. S-a făcut ca o cremă, așa. Aici ce e? Sugar? Milk-ul. Și amestecăm iar. Un pic de sărică. Ah, pentru cremă! Îi luăm un coif din ăsta așa frumos. Îl umplem cu cremă. Faceți voi acolo un coif din hârtie, da? Uite ce frumos e. I-am pus un guleraș. Hai, tai, așa. L-a tăiat în jumătate. Super tare. Uite, vă place? Ia, uite ce frumos a ieșit. Să-mi aleg din dulap o farfurie, ha? Uite asta, mi-am ales-o eu. Uite ce frumos au ieșit biscuiții mei Oreo. Foarte frumos, ia să vedem. Replay. Ce faci, mă? Ai ieșit din joc? Nu știu ce s-a întâmplat adineaur, că nu mai apărea. Pot să joc de la început, nu? Play. Asta las un pic așa ca să vedeți ingredientele pentru biscuiții Oreo. Ce, tati, de ce râzi? Aha, deci intrați pe Motănelul, că o să urmeze un clip funny. Tăiem ciocolata, bucățele, și punem bucățelele aici, frumos. Adăugăm apa. Luăm ăsta și bolul și îl punem peste apa aici. Pregătim plita. Punem la încălzit apa și să topim ciocolata, da? Luăm lingura și amestecăm. Amestecăm. Și uite biscuiții. Acum urmează ornarea biscuiților. Ca să-l ornez și pe celălalt. Așa, mai dă ingrediente. Pac, uite. Pentru ornare. Și câte o bombonică din asta haioasă. Bulinuțele albe. Mai pune și ochișorii. Adică mai trebuie câte un ochișor. Gata. Aici mai trebuie un ochișor. Bun. Și acum să vedem că mai avem ingrediente de pus.
Sper să nu se supere nenea YouTube dacă se aude un pic pe fundal. Am dat puțin de tot. Abia se aude, dar... De ce dat? Pe înregistrare se aude bine. Nu așa încet. Așa auzi tu acum. Oh, nu. Băgăm farfuria în frigider. Hai, mă. Și după 10 minute să vedem ce biscuiți am făcut. Uite, îi scot aici pe masă frumos. E că nu-i totul. Pregătim crema pentru guleraș. Trebuie să facem și guleraș la biscuiți ăștia. Apăsăm din nou mixerul. Ok, pregătim cu ce să o ornăm, da? Punem crema, tăiem aici frumos și le punem gulerașul la... Uite ce frumos e! Ia să tăiem aici pe jumate ca să punem pe platou biscuiții noștri pe care i-am așezat. Uite și o farfurie frumoasă pentru prezentare. Ia uite ce frumos. Vă place? Asta este jocul care am vrut eu să vi-l prezint. Și dacă vreți să vedeți mai multe jocuri, o să pun link în descriere ca să intrați pe Motanelul și Puiuletele. Să vă mai amuzați și acolo un pic. Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!